Salut! Astăzi te invit într-o călătorie multisensorială, care te va conduce exact spre ceea ce spun toți doctorii că ai nevoie acum, în plină pandemie, spre relaxare și sănătate. Și când zic sănătate, mă refer în special la întărirea sistemului imunitar. Cum le poți obține pe amândouă, în același timp, prin metode 100% naturale și non-invazive, într-un timp foarte scurt, vei afla acum de la invitatele mele, Laura și Andrada. Eu sunt Ioana Marian și îți urez binevenit pe canalul Despresa.ro, unde comunicăm deja de 10 ani exclusiv despre spa, wellness și balnear. E drept pe site-ul Despresa.ro, pe YouTube, ceva mai recent, dar recuperăm. Așa că dacă te interesează aceste subiecte, te invit să dai chiar acum subscribe și să apeși și clopoțelul de lângă, astfel încât, ori de câte ori postăm câte o nouă filmare, să fii informat de ea. Pentru că fiecare video pe care îl facem, îl facem pentru tine și pentru starea ta de bine. Invitatele mele de astăzi, Laura și Andrada, sunt de la Herculum Spa, Afrodita Resort din Băile Herculane. Și trebuie neapărat să spun că Herculum Spa este câștigătorul marelui premiu al celui mai bun concept spa din Europa, oferit anul trecut de European Spa Association. Ladies, bine ați venit! Bine v-am găsit! Pentru început, spuneți-mi, vă rog, ce găsim la voi și doar la voi? Cu ce vă diferențiați, atât ca stațiune, cât și ca spa? O să deschid eu, dacă îmi permite, Andrada. Cred că Herculane este un loc special din mai multe puncte de vedere. Odată întrunește foarte mulți factori naturali care împreună formează o forță pentru sănătate. Vorbim odată de peste 16 izvoare termale și termosulfuroase care au făcut locul celebru. Vorbim despre un aer foarte puternic ionizat negativ, undeva la peste 2000 de ion negativ pe centimetru cub de aer, ceea ce îl face un factor minunat în relaxarea sistemului nervos central. Și atunci avem acest cumul de factori pentru sănătate care sunt ajutați cumva și de un peisaj minunat, de o istorie foarte bogată pe care Herculane o are și o tradiție balneară care a fost dezvoltată pe parcurs de aproape 2000 de ani. Stațiunea este atestată istoric din anul 153, așa că am avut timp să dezvoltăm acolo o cultură balneară spectaculoasă. Iar ceea ce mai face Herculane un minunat de accesat este faptul că este un punct foarte bun de plecare pentru o mulțime de obiective din zonă. Așa că dacă vrem să împăcăm cumva găsirea stării de bine prin natură, vrem să vedem ceva în timpul liber, vrem să experimentăm cât mai mult din cultura locului, avem o mulțime de oferte în jur, de la obiective naturale până la, nu știu, putem să mergem să vizităm Serbia, care este foarte aproape, cazanele Dunării, Cascada Bigger, este un loc fabulos ca punct de plecare, de unde într-un timp foarte scurt ajungem în nenumărate obiective. Cred că ceea ce ne face pe noi ca și spa în Herculane și numai cumva mai special este că Herculum Spa este acest loc unde poți experimenta cu totul cultura locului. În conceptul nostru de spa am încercat să înglobăm atât obiectivele care îl fac pe Herculane special. Avem o parte de istorie în acest concept. Se împletesc cumva legendele cu resursele naturale, pentru că toate sunt parte din ceea ce înseamnă Herculane și mi s-a părut important ca toate acestea să fie la un loc. Și desigur, am încercat toate terapiile pe care le aduc mai mult din natură acolo, atât în ceea ce înseamnă terapii, cât și în ceea ce înseamnă designul locului. Dacă, spre exemplu, la intrarea în spa puteți să vedeți recepția care este făcută din niște trunchi de copac, fiecare are o simbolistică în spate pentru noi, adică totul a fost gândit într-un anume fel. Herculane se știe că simbol pentru oraș, printre altele, este și Sequoia Gigantea, un arbore foarte, foarte mare care este reprezentativ pentru oraș. Acest lucru ne-am dorit să-l aducem și noi în spa și se regăsește în decorul nostru.
La fel de bine am încercat să folosim în dezvoltarea spa-ului cât mai multe elemente naturale. Vorbim inclusiv de decor, cât și de materiale de construcții, inclusiv materiale bio. Ne-am dorit ca tot ce este acolo să fie cât mai aproape de natură. Și cred că se reflectă în acest sens. Iar pentru a exemplifica cumva mai bine ceea ce vă spuneam, apropo de concept și decor, de la numele tratamentelor, la felul în care, nu știu, puteți să găsiți, spre exemplu, în zona noastră de spa, în zona de bazine calde, avem un bazin care se numește, îi spunem, Grota cu Abur, pentru că și acesta este un obiectiv turistic din Herculane, este un fenomen natural minunat, unde într-o grotă aburii care ies formează o saună naturală, ceea ce este un element pe care noi îl găsim spectaculos la Herculane și pe care noi l-am introdus în spa-ul nostru și este reprodus. Ca să înțelegeți mai bine despre ce vorbesc, dacă sunteți ok, înainte ca Andrada, care este cu adevărat specialistul în terapii, o să vă spunem mai multe despre asta, poate veți să vedem puțin cum arată Hercul în spa. Eu propun să și povestim în timp ce vedem. Și aș vrea să o întreb. Poftim? Și aș vrea să întreb acum pe Andrada să ne spună concret în ceea ce privește tratamentele spa. Ce se poate face doar la voi? Care este semnătura Herculum Spa? După frumoasa descriere pe care a făcut-o colega mea, Laura, ce poate să fie mai potrivit după atâtea călătorii în această superbă zonă decât partea de spa și timpul alocat pentru relaxare și detensionare? Aici venim noi, intră rolul spa-ului cu niște terapii fantastice, cu niște formule secrete, inspirate chiar din legendele Afroditei, cu un mix de ierburi și plante și alte elemente naturale care se regăsesc în zonă. Vă spunem că selecția de ierburi pe care o folosim chiar și pentru băile de plante, chiar și pentru aromatizarea saunelor, de exemplu, nu doar în uleiurile pe care le folosim la masaje, există doar din area regiunii, fără alte influențe care ar putea perima conceptul. Acesta este un plus foarte mare. Scopul principal al nostru, de fapt, atunci când clientul ne calcă pragul, este să ne preocupăm de el, din toate punctele de vedere. Ne interesează cel mai mult felul în care se simte, ceea ce dorește să obțină, de fapt. Este interesat eventual de relaxare sau poate dorește să plece mai revigorat, să scape de oboseală acumulată și atunci un atu pe care îl avem este consultația pe care o oferim pentru fiecare tratament pe care îl alege clientul nostru. Ne asigurăm că acesta este hidratat înainte de terapie, că îi se potrivește tipul de terapie pe care îl alege. Avem secretele, le-am și pregătit aici să le aduc cumva în prim plan. Sunt our secret formulas, ca să spunem așa, inspirate din secretele Afroditei. Noi cunoaștem că, de exemplu, folosea cimbrișorul, punea aromă de cimbrișor în vinul fiert și asta era una dintre cele mai importante sau interesante poțiuni pe care le deținea. Sau lavanda, care este planta patronală a cuplurilor. Sau melisa, care te face să te simți mai seducător. Și să nu uităm de busuiocul, care are o mireasmă destul de masculină, așa, care se completează perfect cu salvia, care este foarte feminin. Și toate aceste arome și esențe au un rol destul de impactant în reechilibrarea atât energetică cât și mentală și din toate punctele de vedere a clientului care primește aceste atingeri din partea noastră. Aș putea să spun mai multe despre terapiile pe care le avem. De exemplu, unul dintre cele mai căutate sau adorate, să spunem așa,
este masajul cu pietre calde, cu rocile vulcanice. Acesta este un masaj deopotrivă și de relaxare și de detensionare și terapeutic în același timp. Poate că este cel mai eficient tratament pentru reducerea stresului. Căutăm asta în zilele noastre, să reducem cât mai mult din stresul care ne înconjoară. Promovăm și propunem, recomandăm cu mare drag acest tip de masaj. Însă, ca semnătură a Herculum Spa, cel mai important sunt aceste formule pe care le folosim. Aceste uleiuri esențiale care ating, cum vă spuneam și mai devreme, rezultatele pe care și le dorește fiecare dintre clienții care optează pentru aceste masaje. Asta okay. Așa ca o introducere mai degrabă. Da, mulțumim. Și spune-mi, te rog, cât costă un astfel de masaj de relaxare care cuprinde și semnătura voastră? Având în vedere aceste beneficii, că ameliorează migrenele, că te scapă de insomnii, că reduce stări de oboseală, că te ajută să dormi mai bine, stimulează concentrația sau memoria, atenția, te scapă de problemele din exterior, problemele de serviciu, nu mai spunem de efectele terapeutice asupra sănătății, creșterea imunității, care e un aspect extrem de important, cu atât mai mult în perioada pe care o trăim acum. Dacă înglobăm toate aceste beneficii, pornim de la o sumă extrem de decentă, care este undeva de la 149 de lei în sus, să spunem, care cuprinde pe lângă consultație și aceste recomandări din partea terapeutului și personalizarea masajului în funcție de nevoi și niște ingrediente de calitate pe care le folosim în acest mix și în formula de care vă povesteam, pe care o folosim, pe lângă uleiurile esențiale și alte produse foarte calitative și naturale. Foarte important, 100% naturale. Mai vorbim și cum ar fi, de exemplu, mierea. Folosim mierea, se știe că este un tratament preferat al zeităților, parte din conceptul nostru. Folosim doar miere locală, sprijinim cu un drum și economia din zonă. Și de asemenea, ierburile de care vă povesteam, v-am spus câteva din secretele noastre, dar noi avem mult mai multe în săculețul cu ierburi și în meniul spa. Deci folosim toate aceste ingrediente și alocând grija aceasta către fiecare și personalizând, atunci se justifică orice preț la urma urmei pentru astfel de terapie primită și pentru beneficiile de care ai parte. Da, categoric. Și 150 de lei, chiar dacă stăm să ne gândim ce putem să facem cu 150 de lei astăzi, nu cred că sunt multe lucruri care pot fi puse în balanță cu toate beneficiile pe care le-ai enumerat tu și toată starea de bine pe care o ai după un astfel de masaj. Mulțumesc! O să ne întâlnim și în luna noiembrie cu Laura și cu Andrada și până atunci o să te rog să ne lași un comentariu dacă ți s-a părut util, să ne spui care este părerea ta și despre ce altceva ai dori să mai discutăm. Și în cazul în care nu te-ai abonat încă la acest canal, te invit să o faci acum ca să devii și tu parte a comunității noastre. Mulțumesc! La revedere! Mulțumesc!